Prin vocea mea, clienta, doamna Udrea, a cerut comisiei să încuviințeze începerea urmăririi penale, fiindcă nu are nimic de ascuns, fiindcă vrea să aibă exact același regim ca orice cetățean al României și pentru că anchetele justiției trebuie să-și facă, să desfășoare, fără niciun fel de impediment. Cu privire la al doilea punct, și anume cel al arestării preventive, încuviințarea arestării preventive, evident că ne-am opus și am explicat comisiei mai multe argumente, am să încerc să sintetizez, că nu este cazul, după experimentul pe care l-am făcut săptămâna trecută, să repetăm așa ceva. Am explicat că în dosarul Microsoft, față de doamna Udrea, au fost formulate două cereri de arestare preventivă. Una pe presupusa încălcarea controlului judiciar, pe de altă parte o alta pentru fondul cauzei. Ambele au fost respinse. Le-am prezentat celor din Comisia Juridică minuta anchierii de ieri, unde judecătorii spun foarte clar, admit contestația Elenei Udrea și resping propunerea de arestare preventivă a parchetului. Totodată, judecătorii au considerat că trebuie luată măsura arestului la domiciliu. Prin urmare, deja două propuneri de arestare au fost respinse. Nu este cazul să facem experimente pe pielea unui cetățean român, pe pielea unui om care nu are nicio vină că îl cheamă Udrea și nu are nicio vină că într-un context sau altul există presiune media pe justiție. Prin urmare, nu este cazul ca cei din Comisia Parlamentă să încuviințeze, Comisia Juridică, să încuviințeze încă o dată acest arest preventiv, pentru că este presupus că procurorii au început, știți, aveau posibilitatea și în galabute să ceară arestarea preventivă, este presupus că au început cu dosarul în care aveau probe solide, sau, din perspectiva lor, aveau cele mai solide probe, despre care am afirmat tot timpul că nu există. Prin urmare, tot ce s-a întâmplat ulterior dosarului Microsoft înseamnă o căutare disperată de alte probe și alte capete de acuzare, tocmai pentru a ține un om, cum este Elena Udrea, în continuu într-un șir, într-un bombardament de acuzații. Am văzut mai multe alte acuzații de luare de mită. Iertați-mă. Am auzit răspuns celor trei acuzații de luare de mită. După cum știți, procedura în cadrul comisiei exclude palparea fondului, da? Comisia Juridică nu decide asupra fondului problemei. Fondul problemei se judecă în instanță. Noi am discutat astăzi nu dacă trebuie încuviințată arestarea preventivă, ci dacă este oportun ca această comisie juridică să-și dea avizul ca procurorii să facă o nouă cerere de arestare preventivă. Asta e discuția. Și noi considerăm că nu este oportun. Ați spus, domnilor deputați, că doamna Udrea a avut parte de 6 zile de umilință? Da, am spus acest lucru și am constatat cu toții că un complet din 2 judecători de drepturi și libertăți de înaltă curte au respins în mod definitiv și foarte important de spus acest lucru. Decizia de ieri a judecătorilor este definitivă în ceea ce privește arestarea preventivă în cazul Microsoft. Prin urmare, s-a demonstrat că arestul, cele 6 zile de arest au fost inutile și în orice caz nelegale. Am văzut că ați vorbit la telefon înaintea ședinței. V-a spus doamna Udrea un mesaj legat de această măsură a arestului la domiciliu? Veți contesta această măsură? O să vedem în fața organului judiciar. Ce v-a spus doamna Elena Udrea? De ce nu am mai văzut mai bine la comisie? Am înțeles că audierele la DNA s-au întins pe mai multe ore și tehnic vorbind trebuia să fac un drum până la secția a doua de poliție, cei de acolo se aprobe traseul către Parlament, nu e așa de simplu, și programul comisiei era până la ora 14. Dar va veni în plen? Până la da, cu siguranță dumneavoastră dorește să vină în plen, dorește să adreseze colegilor deputați, vom face o cerere în acest sens și sper să fie aprobată de către parchet. Dar cu privire la denunțul pentru care a mers astăzi doamna la DNA, rămăsese potrivit unui interviu pe care l-a dat domnia sa că o să completeze și o să-l facă mai juridic denunțul. Nu am cunoștință, nu am împuternicire în acel caz, nu am cunoștință deocamdată ce s-a întâmplat acum.